Salutare tuturor și ne am regăsit la un nou episod din Maps from Subs cu un lobby destul de interesant făcut de un abonat, bănuiesc că acela este skin lui. Harta a fost creată de Sarmale 2020, ok? O să... E interesant ace... opa, a, ah, sunt în creative. Eu nu vreau să fac asta. Uitați, nu, nu s-a întâmplat nimic, bine că, ca... bine că am citit semnul ăla înainte de a apăsa. Uh... Cartea cu regiul, salut dragon, sper să-ți placă harta asta, nu uita să citești. Pasă aici pentru a începe, dificultate normal și game mode survival, așa. Da, nu vreau să spargă la, dar... Da, hai să luăm astea. Uh, mail chest plate, așa, leather cap și niște cartofiori. Bun, și avem reguli. Hai să vedem regulile. Reguli, joacă pe survival, joacă pe normal, trei nutrișa, la sfârșit, la sfârșit notă mapei. Pentru abonați, 500 de like-uri. Păi nu știu dacă putem să facem 500 de like-uri, sunt cam multe, dar cine știe, dacă vă place harta, poate, poate. Băieți, o să jucăm cu textura de Crăciun și dacă o să fie nevoie, o să o scoatem în cazuri de, să sperăm că nu va fi nevoie, pentru că am și eu skinul meu aici de Crăciun, bine, acum îl vedem mai puțin, dar el există. Uuu, trivia! Poți crafta Leather Horse Armor. Uh, da, n-am încercat, adică știu că se putea, dar nu am făcut asta niciodată, de asta eram puțin așa nedumerit. Uh, da sau nu? Poți să apeși butoane de piatră cu săgeata. Nu. Corect, poți continua. Faza e că e numai bine că am textura asta pentru că nu se vede, vedeți? Nu văd prin ușa de fier. Bine că oricum nu cred, cred că băiatul a făcut astfel încât să nu pot să trișez, dar... uuu, wow, deja îmi place harta, sincer. Îmi place. Ok, asta cred că e un mini survival. Da, este un mini survival. Hai să, să spargem copaci. Foarte să îmi place. Momentan chiar îmi place. A, înce -a început cu dreptul, cum e vorba, din străbuni. A începe cu dreptul, adică am început bine. Uh, lemne, trebuie... N-am pe aici niciun crafting table, nimic, nu? A, ah, trebuie să-mi fac uh, pickex de netherite. Am fier destul, 1, 2, mi-ar trebui 5. Da, am fier destul, chiar mai mult. Uh, de ce 5? Vă explic imediat. -așa să așa să-mi fac aici un... Uh, un... Uh, niște bețe, de fapt. Nu. Vreau niște bețe o toporișcă din lemn, de ce nu pot să fac? Aș vrea să mai strâng niște, de fapt hai să fac direct copul de lemn, așa, iau șase bucăți, de fapt o să-mi trebuiască mai multe bucăți de piatră, dar o să iau momentan 3. ca să îmi fac uh, târnăcopul de pietricică, după aia o să iau mai multă piatră, o să iau 11, Așa, și vreau să vă explic de ce 5 bucăți de fier, pentru că am nevoie de un târnăcop de fier și în plus am nevoie de 2 bucăți de fier pentru a face smithing table-ul, de asta zic 5 bucăți, nu 3. Așa, ăsta și hai să fac, o să mai trebuiască, de fapt nu știu dacă o să-mi trebuiască neapărat, dar o să-mi fac un topor de piatră, o să pun ăsta, am nevoie de cărbune, așa, ca să topesc fier, trebuie să iau și fier am nevoie de 5 lingouri. <coughs> și în timp ce se topesc aceste 5 lingouri, eu o să mă duc să mai tai vreo 2 bușteni. Să facem niște bețe, nu știu dacă trebuia neapărat să fac asta, adică probabil că nu trebuia, dar... De ce nu? Că oricum trebuie să fac ceva cât timp se topește fierul. Așa. Cum avem și lemn. astea nu pot să le iau. A, o să mai trebuiască cărbune pentru a topi ancient debris-ul și aurul, corect. Deci hai să-l strâng acum. Și avem, deci pe aici trebuie să trecem. Ok, pe astea nu pot să le iau, pot să iau cărbune. Așa, hai să vedem dacă s-a făcut. Încă puțin. A, așa, să facem târnăcopul de fier. <coughs> Luăm diamante. Așa, după aia. A, facem târnăcopul de diamant luăm tot ce trebuie, teoretic aș putea să plec și acum, dar hai totuși să mă, mă gândesc că misiunea din moment ce mi-a pus și Ancient Debris și Aur, mă gândesc că misiunea este să le facem să facem trânăcopul copul de dar right? nu de diamant, așa că hai să îndeplinim misiunea până la capăt. Uh, ideea e că acest Ancient Debris se sparge extrem de greu. Are, are o dură, deci la explozii știu că are exact aceeași duritate ca obsidianul, da? Nu se sparge chiar la sau s-ar putea să se spargă aproape la fel ca obsidianul, dar certe că poate fi împins de un piston. Asta este avantajul acestui Ancient Debris. Poate fi împins de piston. Cam asta este diferența. Așa, am nevoie, fier mai am, trebuie să-mi fac acea măsuță specială. Nu am rețeta sau care-i faza? Că parcă așa se făcea. A, nu, îmi trebuie 4 lemne. Așa. Smithing table, bun. Și acum trebuie să se facă Ancient brizul și aurul Mai trebuie să-l las să se facă Ne vedem cu ele făcute a cu Shika. Așa, acum putem să facem un netherite Și cu netherite putem să transformăm acest trenăcop într-unul de netherite Și o să stăm aici să spargem Nu știu exact cu cât mai repede spargem față de trenăcopul de diamant Dar oricum durează foarte, foarte mult Așa, și acolo avem un buton cu un dropper sau poate un dispenser, probabil că o să ne spawneze niște monștri sau ceva. Vedem acum. Ok. Ah, și A, și mi-a curățat. Aha, da, am avut dreptate, ne spawnează niște monștri. Uh, spawn point, ok. Și labirint cu zombie, am înțeles. Apasă. Am apăsat. Opa, u, sunt multicei. Avem un moș Crăciun! Ia, uite ce drăguție. Opa, asta e că mor. Trebuie să, trebuie să mănânc ceva. Trebuie să mănânc ceva. Dăm de mâncare. Dăm de mâncare. Așa, deci pe aici sunt zombici, că Nu mai sunt. Cred că i-am omorât pe toți. asta e tot? A, așa, am terminat labirintul. Oh. De ce m-a dat afară? Sau așa trebuia să se întâmple? A, nu, aici trebuia să mă dea spawn point. Mini parkour. Bine. Ok, nu, era aproape. Nu. S-ar prea tare, nu înțeleg de ce. Am speed sau ce am? Nu am. Bun. Mergem în față pentru a termina harta. Ai terminat harta. Ia, uite, mi-a făcut și <gântu -s> capul de la skin. Uh, foarte drăguț. Totuși ar fi mers pe acolo altă cu un galben. Cred că ar fi mers mai bine, dar... Foarte drăguț, mă bucur că ai, ai încercat asta. Ai terminat harta ei, acum uită-te la capul tău. Nu, ai, nu uita să dai o notă mapei și un like. Băieți, nu uitați de un like la hartă și Păi, sincer, o să dau hărți nota 10. O să dau hărți nota 10. O să zic și un mic comentariu simplu, dar cu efect. Nu a avut baguri, ceea ce este de apreciat. Mi-a mi plăcut. Mi-a plăcut și drăguță. Distractivă, uh, nu stresantă, nu are baguri. Deci, o să dau nota 10. Uh, uh, uh. M-am speriat. Wow, cum m-am speriat. Da. Bun, băieți, noi o să ne încheiem aici episodul, sper că v-a plăcut această hartă. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să dați acolo un like pentru băiatul nostru care ne-a făcut harta și noi o să ne data viitoare. Pa, pa!